pentru prima oară la media și este al doilea eveniment pe care îl vizează în scurt timp. Cât ai apucat, cum ai văzut orașul și oamenii până acum? Păi n-am apucat foarte mult din oraș. Am venit, am făcut probe și multe am fost la restaurant. Aștept să văd oamenii din oraș la scenă. Cei ce vor fi în piața Corneliu Coposu, ce vor putea auzi de la apoi? Să ne vorbești puțin despre acest proiect, Noi să fim sănătoși. Mie mi se pare așa un fel de hazenecaz, o trăsătură pozitivă a românilor, ne caracterizează, să ne spunem încă detalii asupra. În ultimul zi tot am apărut singur pe scenă. Acum am zis că o să facem o mică schimbare. Am adus două fete, dar am spus pe scan cu mine. O să fie așa o oră jumătate de... de hituri, ca să zic. E un lucru nou pentru mine. În afară de Sișu n-am apărut cu voacerea de la pe scenă. Așa că... și pentru mine o noutate. Continui această linie a umorului, piesele tale regăsite și din trecut și în prezent. Păi dacă nu râzi, înseamnă că ești mort. Da. Părerea mea. În viață trebuie să știi să râzi. Dacă nu știi să râzi, atunci e foarte rău. Apropo de aceste colaborări, cum s-a născut colaborarea cu Iris? Pentru piesa O lume doar la rol. A luat un pic prin surprindere oarecum fanii. Să zicem că nu erau obișnuiți chiar cu stilul ăsta din partea ta. Da, ei au făcut propunerea și bineînțeles că eu am fost de acord. Niște moști sacri, din plese. Am fost onorat de cele... Ce face cu ea pe viitor? Piese, albume, nu știu, că nu știu ce să fac cu ele. De când a dispărut CD-ul, chiar habar n-am ce să fac cu albumele. Dar o să mă gândesc, nu cred că lumea ar trebui să audă decât single-uri. Aș vrea să lansez și piese de pe album. Și înainte când lansam un CD-ul, că eu așa sunt, după vremea casetelor cu bandă, am prins chiar și casetele cu bandă. Da, cred că mulți nu știu cum arată, dar eu... Am lucrat mult pe ele. Da. Era că ne puteai cu creion. Ok. Atunci lansam un album, aveam un single și erau multe alte piese de album pe care nu le-am ascultat. Acum nu mi-am ascultat decât single-urile. Și încerc să mă gândesc ce să fac cu celelalte piese din calculator, cum să le lansez. Asta mi se pare provocare. Să încerc să lansez mai multe piese. Chiar dacă nu sunt single, să găsesc o cale să le lansez. Foarte multe radiouri au politica lor în ceea ce privește playlist-ul pe care îl difuzează sau, mai bine zis, muzica. Ai întâmpinat vreodată probleme de genul ăsta să nu știu eu să nu-ți difuzeze pe piesă? Da, cred că fiecare artist a avut piese care au fost refuzate. Sau, mă rog, asta nu cred că e o problemă. Sunt piesele de radio și piesele pentru public. Trebuie să faci piese pentru toată lumea. În ceea ce privește viitorul, altă colaborare cu o voce feminină în România, ai în plan? Sau ți-ai dorit cu cineva anume? Depinde. Dacă am o piesă care se potrivește unei anumite voci, o fac. Dacă nu, nu. Adică nu stau să mă gândesc, bă, cu cine o să colaborez astăzi, cu X, păi atunci hai să facem o piesă pentru chestia asta. Porniște invers. Facem o piesă după care ne gândim. Mai și cu Inau, cum sunt stiluri total diferite, caractere, vă gândesc total diferite, ai și ceva beton. Da. Asta mă gândeam dacă ai ceva... Păi lucrurile astea decurg natural. Adică întâi a fost piesa și după aceea ne-am gândit cu cine colaborăm. Nu am zis că vreau să colaborez cu Ina și atunci hai să mă gândesc la o piesă pe care sunt foarte frumoasă, mai rău colaborare. Și până la urmă toți fanii au strigat, precum spuneți și versurile. Da.